mai mult sărmăreni, adulți și copii ajung să sufere de diabet de tip 2. De vină, spun specialiștii, sunt viața sedentară, obiceiurile alimentare și mâncarea procesată. Teatrul din care e reabilitat din fonduri europene a fost redeschis cu un spectacol de gală. Este în acest moment cel mai modern spațiu destinat mișcării teatrale și nu numai din județ. Primarul municipiului Carei, Cova Ceucen, a declarat că administrația locală se va implica mai activ în susținerea vieții culturale. Teatrul municipal din Carei a fost construit în 1907. Imaginea dreptul revoltătoare în spitalul vechi din municipiul Satu Mare, în curtea unității spitalicești, zac zeci de chiștoace de țigări, semn că fumează de la angajați și până la bolnavi. Managerul spitalului județean Marcela Papi spune că fenomenul este foarte greu de controlat, existând conflicte reale între medici, asistente și pacienți.